Acum este rândul unui om care face parte din familia duhovnicească directă, să spunem, a Părintelui Toma Chiricuță, pentru că m-am gândit că această lansare de carte nu ar fi de plină dacă nu aș chema un om care se aseamănă cel mai mult cu eroul cărții. Pentru că atunci când vorbim despre oameni și nu-i cunoaștem la modul direct, spunem cam cu cine seamănă. Eu zic că din generația noastră de astăzi, Părintele Chiricuță seamănă cel mai bine cu Părintele Constantin Necula de la Sibiu. Așa îmi imaginez eu. Nu știu, s-ar putea să greșesc, dar pentru mine e o cale de comunicare. Știți că Părintele Chiricuță a avut în succesiunea aceasta a duhovnicilor, a profesorului de teologie, a fost chiar îndrumătorul Părintelui Constantin Galeriu, de aici din București. Părintele și Sârb, da. A fost un cer de tineri aici, în perioada aceasta, prin anii 30 și ceva, spre anii 40, care veneau aici, fie cântau la strană, fie participau la redactarea revistei Ortodoxia sau a Fântânii Darurilor, și dintre și Mitropolitul Bartolomeu Anania a debutat în revista aceasta micuță Ortodoxia. Deci primele lui poeme sunt la noi aici în revista parohiei. Și spuneam despre Părintele Galeriu, Părintele Chiricuță a fost nașul de cununie al Părintelui Galeriu. Adică o legătură cum nu se poate mai strânsă. Dar spuneam din familia aceasta a marilor comunicatori de învățătură creștină este Părintele Profesor Constantin Necula și îi dau cuvântul. Extrem de onorat și foarte bucuros de acest prilej. Am să vă spun de ce. Eu vin dintr-o facultate de teologie unde se predica după exigențe de Părintele Toma Chiricuță de totdeauna. Sibiul, în contact cu toată cultura germană și cu aroganța maghiară în dialog social, a trebuit să se apere cumva. Cum arme și pistoale n-aveam, cum hashtag-ul lucrurile de atunci la lumea socială, se pare că am născut Toma Chiricuță, lângă Toma Chiricuță, câteva generații. Și eu, pentru Părintele Toma Chiricuță, l-am învățat de la un mare profesor de teologie, profesor român de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Mircea Păcăroanu, care îi datorez tot ce știu despre Părintele Toma Chiricuță. Pentru că mi-a spus în momentul când m-am pregătit să devin cadru didactic al Facultății de Omiletică, mi-a dat un canon pe care abia nu s-a lăcumit să revitez o carte, asta de la Erihon, un Ion Broșu, o figură incredibilă a Bisericii Ortodoxe Române și a diplomației românești, de calitate, nu asta care face slujba la toți. Și apoi Toma Chiricuță, pe care eu am avut șansa de a-l asculta șoptit de 6 sau 7 bătrâni ostași cu noastră, Domnului, care îl asculta să fie la radio, fie venea la sănătate, le făceau adunări într-o vreme. Trebuie să spun acum că bunica soției mele ne-a vorbit extraordinar de frumos despre el și despre celălalt predicator care se mâna mult, Iosif Trifon. Într-un fel sau altul, e o familie frumoasă, familia predicatorilor. Părintele Toma Chiricuță, din punctul meu de vedere, este cel mai pedagog dintre toți. Are doșia frazei, chiar cu cearta. Eu m-am încântat de el, eu vin despre chimie fizică, am făcut exact. Bine, m-am cântat prima carte pe care o are despre răspunsul adresat unui profesor, era să zic dus cu vaca, dar nu e corect în biserică să spun asta, dus cu dar din perioada aceea, foarte la modă atunci, constat că și acum e la fel la modă, dar Părintele de Biblie se spune despre Antichrist, nu prea scutește de, dar de o rigurizitate a informației mai mare decât a oamenilor de știință din vremea aceea. Apoi, sigur că am cunoscut predicile, am avut șansa de a asculta în căști înregistrările de la Arhiva Națională de Aur merită ascultate. Ele există. România n-a pierdut vocea preoților. Cineva de acolo s-a îngrijit ca vocea preoților să fie păstrată alături de ale Albiezii, alături de ale Călinescu, alături de... Lăsați aparatele deschise, urmează un comunicat important pentru țară. Cineva a muncit în anonimatul acesta al muncii, care din punctul meu de vedere la radio a reținut extrem de mult în memorie a Bisericii și a neamului. A fost șansa mea, lucrând pentru câteva
câteva emisiuni pentru Arhiva Națională de Radio să cer în schimbul banilor ce mi se cuveneau să aud câteva voci. Recunosc, am ascultat cu bucurie și cu mare, mare atenție vocea Părintelui Toma Chiriuță și să știți că face, merită. Apoi am înțeles ascultându-l mai mult decât au înțeles citindu-l. Cum poate un preot să rămână viu în vreme ce moarte cuprinde o țară? Vreau să vă regândiți la ceea ce a spus Domnul Inginer. Din timp, din altar până întindă, morți vii. Ca în curtea casei soacrelui Petru. Când veneau la Hristos, doamna Olga Greceanu, altă vocea omiliei care era îndrăgostită de rostirea Părintelui, o și consemnează într-un jurnal, doamna Olga Greceanu dă această imagine. Când veneau bolnavi, răniți la casa lui Petru, soacrelui Petru, după ce Mântuitorul îi vindeca, spunea că curtea casei semăna cu un spital de campanie eliberat de moarte. E misiunea preotului. I-a spus Părintele, l-am sunat în seara în care am primit cartea și am spus mulțumesc că mi-ați dăruit șansa de a citi viața unui profet. Știu că toată ați preoții de atunci. Noi suntem niște slugarnici pe lângă ei. Ei chiar slujeau. Știau ceva. Noi mai greșim. Încercăm să le adaptăm pe toate, să fim cuminți până la extremă câteodată. Părintele Toma Chiriuță era de verticalitatea rostirii ieșită din comun. Citindu-i dosarul de la CNSA sau atât când mi s-a îngăduit că nu ți se îngăduie chiar tot, am constatat odată pus că verticalitatea nu e venea numai din rezistența de fire, avea o fire foarte bună. Există rapoartele armate pe seama Părintelui câteva, un raport consemnat de Părintele aici, care să spune ce ofițer în reverent a fost părinte la vreme grea. Oamenii ăștia s-au întâlnit cu moartea, s-au întâlnit cu foamea adevărată. Nu cu nimicurile noastre. Mi-a căzut Wi-Fi-ul, n-am găsit iPhone 10, audio-ul meu nu parchează pe dreapta, numai pe stea, prostii de stările noastre. Părintele n-a intrat în jocul prostii. Are o calitate a limbii române excepțională. Când cineva mai întreabă ce a făcut biserica pentru școala românească, vă spun eu, a conservat limba română. Iubirea lui pentru Titul Maiorescu m-a îndreptat și pe mine spre Titul Maiorescu, odată în plus, pentru că m-a obligat să citesc pe un greco-catolic de mare valoare, Octavian Codru Tăstăuanu, directorul din tâi al Luceafărului la Budapesta, care vedea în Titul Maiorescu la contact cu, latinismul școlii de la Vlaș, salvatorul limbii române academice. Noi nici nu știm ce broadcasting sau network s-a creat atunci. Noi ne face să credem mulți dintre copiii noștri învață la școală și noi credem că ei, că era o bucălizare cultura românească. Ori nu era deloc așa. Uitați-vă la de unde citează Părintele, din curiozitate. Când le citi cartea, uitați-vă ideile din ce le citează. De unde sorbea cultura, e admirabil, pentru că era generația de preoți care au înțeles că adevărata comunicare se face cu fruntea lipită de altar, cu un picior în cultura laică și cu celălalt în cultura filologică în vreme. Se vede clar. Omul chiar știa ce zice. Și cum zice mai mult. Și apoi mai este un lucru pe care vreau să-l spun. Nu i-am văzut niciodată chipul Părintelui. Când l-am văzut pe coperta, am început să zâmbesc, m-a întrebat soția ce cu mine. Și a zis, nu mi-l închipuiam altfel. E un bunic înțelept, așezat în îndemâna noastră. Nu uitați în ce gramă are biserica aceasta. Cum, lovind Iustina cu ciocanul în lemn, au început să fugă dracii din cetate. Preotul nu e decât un ciocan într-un lemn care face dracii să fugă. N-are mai de ascunde. Știu din tradiția bătrânilor bucureșteni. O mătușă ce trăia în Pantelimon și venea aici măcar o dată pe săptămână în anii aceia. Știu din mărturile publice ale unor oameni de cultură care spuneau clar că în biserica stătar omul acesta a săvârșit minuni. Nu la modul în care le citim noi în sinaxare, ci la modul în care îi îngăduie atunci Dumnezeu să lucreze. Din punctul meu de vedere, trebuie să-i sărut mâna Părintelui Nicolae Lească dintr-un singur lucru. Din multe motive, dar unul mai nou este acesta. E mare lucru să arătăm că actuala generație de preoți nu suntem un accident genetic al Bisericii. Noi avem o succesiune apostolică în ce privește filotonie în Biserică, dar avem și o succesiune
apostolică a învățătorii noastre de credință. Nu putem spune mai mult și mai frumos decât ei, dar măcar să păstrăm și să dorim generațiile viitoare astfel de iconostase umane, care, din punctul meu de vedere, sunt onorante. Referitor la așezământul Sfântului Ciprian, să știți că doar făcând analogia între acest chilipuț și cel a cărui manual de cercetare în oncologie, ce trebuie aplicat să trece acum un coleg care la rândul s-a devenit oncolog în țară. Mi-am dat seama cum se leagă lucrurile. Se spune așa, că cea mai frumoasă înainte și mai de rugăciune frumoasă în istoria Ortodoxiei este eu voiesc să voiesc voia Domnului. Eu voiesc să voiesc voia Domnului. Tatăl a voit. Fiul a împlinit o parte din voință și fiul fiului și ceilalți nepoți au dus mai departe voința aceasta. Eu trebuie să recunosc. Pentru câteva minute măcar a fost mult mai calm decât de obicei. A străit într-un prânz apostolesc al împlinirii celorlalți. Eu cred că asta e cea mai frumoasă lansare pe care și-a fi dorit-o Părintele, să ne ține pe toți salvate cu mine și liniștiți. Nu mi-închipui raiul fără Părintele Toma, Chilicuță și fără Părintele Galeriu. Am eu micile mele rezerve la câțiva. Dar la oamenii aceștia care au împletit extraordinar de mult munca, pentru că au muncit foarte mult, se vede cum muncește. Este zdroabă în predica Părintelui. E harismă, că toți predicatorii au o harismă, dar muncesc de rup, ca să poată găsi cuvântul potrivit, la momentul potrivit, în fața oamenilor potriviți. Dar mai cu seamă muncesc de rup, să găsească cuvântul potrivit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu e important să le vorbești oamenilor despre Dumnezeu, dacă n-ai reușit să vorbești cu Dumnezeu despre oameni. De-aia e un dublu caracter pascal la Părintele Toma Chilicuță, ca și acelea sunt oameni predicatori. Se pleacă înaintea lui Dumnezeu și îi șoptesc la ureche oful poporului, iar Dumnezeu, în mâna lui bucurie, îi pune pe inimă cea de rostit poporului. Nu este o întâmplare Părintele Toma Chilicuță la învonul Bisericii Ortodoxe Române. E un dar. Un dar care trebuie să ne nască și trebuie redăruit, restartat în mijlocul unor generații teologice pe care le naște. S-au dus la Părintele Arsenie Popa femeie și a spus, popa nostru curva, vieții, îi plac banii, nu cetești, eleneși, mă descriau pe mine, cred, da? Și Părintele zice, vreți preoți buni? Da. Vreți preoți adevărați? Da. Vreți preoți cultivați? Da. Nașteți-i. Noi tratăm facultățile de teologie ca pe niște colhozuri. Ca pe niște școli de îngrășământ. Natural. Nu ca niște școli vocaționale. Iar vocațiile sunt câteva cu mână. E o singură mână în cap. Cei care pot ține la moment dat sus crucea lui Hristos. N-a spus că mi-a făcut să o spun. O scrie Părintele într-una dintre scrierile sale legate de învățământ și educație. Se mănâncă linii de mult cu un alt profesor de bun teolog de la Sibiu, Gheorghe Maior, care acum îi publicăm o carte, e contemporan cu Părintele. Și lui îi publicăm o carte scrisori către elevii mei, în care are exact aceeași părere semn că în vremea aceea erau mai atenți la vocație, nu la diversele chemări ale lumii în care trăiau. Și închei spunând așa, când o parohie își regăsește parohul într-o astfel de lucrare, zic eu, bibliofile de dreptul, e semn că Duhul Celui care este surprins între coperți n-a pierit din pietrele bisericii. Când te duci la sinagoga din Capernaum, cea nouă, cea alexandrină, într-un colț se păstrează un miez de piatră neagră din sinagoga în care a rostit Hristos cuvintele Mântuirii. Pietrele vibrează. Dacă tot vorbim de spirit și materie, e clar că și materia are memorie spirituală. Doar că trebuie să știți să o asculți. Îi mulțumesc pentru Nicolae că a plecat urechea lângă Sfânta Masă și cred că a tras focul spre Sfântul Avon ca de acolo să le descopere omul acesta care de departe ce avem înainte este un semnal de fapt
că putem să ne recuperăm țărmurile de liniște pe care ne-am chemat. În carte sunt câteva pagini recuperate din scrierea Părintelui. Vă rog frumos, înainte să începeți să citiți frumoasa prezentare pe care Părintele Nicolae Daschel o face Părintele Toma Chiricuță, citiți cuvintele, recitiți prefața, studiul introductiv cu prefața, apoi mai citiți odată cuvintele Părintele. Și o singură propoziție, dacă vă rămâne, înseamnă că moșul ăsta genial n-a plecat fără să lasă lumea Dumnezeu lui Dumnezeu. Pentru mine este o onoare ziua de astăzi. M-am simțit extrem de emoționat la masa Sfântului Altar, de a m-aș încurca. Slavă Domnului că ne m-aș încurca. Vreau să vă spun că dacă ar fi să trec în curriculum vitae conferințele internaționale la care am participat, mai mult m-aș bucura să întâmplă trece de trivia de azi decât multe congrese la care ne învârtim în jurul cozii, că sunt că facem teologie. Adevărata teologie, ne spune Părintele, izvorește din piciorul Sfintei Mese, aleargă prin lume și se întoarce în potirul de pe Sfânta Masă după cuvântul liturghiei. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți aducem de toate și pentru toate. Le mulțumesc nepoților de mărturii. Știu că Părintele era un om mândru și mă bucur că ați făcut să fie mândru. Iar dumneavoastră vă mulțumesc frumos ca să însoțim lansarea la apă a unei corăbii luminoase, ale cărei pânze poartă cu ele întrețesute frumusețea asta de neegalat a preoției. Să știți, când le auziți că ne înjură, eu știu de ce ne înjură. Sunt invidioși. Nu știu ei cum e să întinzi mâna moribundului, să-l scoți la înviere. Mamei ce-și pierde copilul să-i dai cuvânt de nădejde. Nu știu ei ce înseamnă să semeni credința în furtuna necredinței și cum e să pui pieptul la hotare când armata încă nu s-a trezit să pună pieptul la hotare. De aceea, slavă lui Dumnezeu și pentru Părintele Toma Chiricuță. Și când am pomenit mucenicii în neamul românesc, și pe omul acesta l-am pomenit, care în multele lui încercări a avut-o și pe aceasta. De a le spune unora că Hristos a înviat în ciuda tuturor aparențelor și în ciuda căpoșenilor de care că sunt Dumnezeu. Vă mulțumesc mult! Să rămână Părintele Nicolae și părinților slujitori și vă rog frumos, stați aproape de zvătare. Ori fi plecat auritorii, ăi te-au făcut-o. Dar puteți îmbrăca cu aurul credinței pe mai departe de țări. Și nu vă lăsați curat pe zgomotul lumii. Calea victoriei nu duce spre biruință, dar calea lui Hristos duce întotdeauna spre înviere. Vă mulțumesc foarte mult! Să rămână Părintele Profesor, mulțumim tare mult pentru cuvintele rostite din inimă, întotdeauna.